Vinerea trecută a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local al Râmnicului, care se dorea a fi ultima reuniune a aleșilor locali pentru 2013. A fost însă o ședință cel puțin ciudată, punctele importante de pe ordinea de zi fiind respinse. Pe scurt, au fost prezenți numai 14 consilieri locali din cei 23 de aleși ai râmnicenilor, astfel încât pentru un vot pro era nevoie de minimum 12 voturi. USL a întrunit numai câte 10 voturi, în timp ce cei reprezentați de PDL plus unul de la PPDD au votat fie împotrivă, fie s-au abținut. Proiecte precum aprobarea contului de execuție al bugetului local, rectificarea bugetului la societatea ETA, precum și un raport privind organizarea unor evenimente în vederea sărbătoririi anului nou 2014, au fost punctele fierbinți care nu au trecut de votul consilierilor. E vorba de o sumă foarte, foarte mare, iarăși după ce am mai aprobat 1 miliard pentru ziua Sfântului Andrei, Dumnezeu să-i dea sănătate celui care poartă numele, sau celor care poartă numele Andrei, dar sunt bani mulți de la bugetul local. Și la fel nu e un discurs populist, e vorba de cifre, că ne-ați prezentat situația bugetului la punctul numărul 1 și nu era atât de roză, dacă vă aduceți aminte, că n-a trecut mult de când am discutat-o. Deci, din punctul meu de vedere, să se organizeze acest eveniment în totalitate cu bani obținuți din sponsorizări. Niciun leu de la bugetul local. Așa am procedat și noi. Dacă am putut noi, cu siguranță trebuie să puteți și dumneavoastră. Numai din sponsorizări. Vă accept cu plăcere. Ei să organizeze acest eveniment, să fie un revelion împreună cu cetățenii, în stradă, să avem artificii, să avem și noi o scenă, să avem și noi o formație care să vină, să cânte și muzică populară și muzică ușoară, cetățenii să se simtă bine și să fim cu toți împreună. Vă invit de aceea să participați la acest lucru. Vă fac două observații mici, pentru că ați făcut o afirmație care e bine să o înțelegeți oarecum așa ca și consecință. Avem două sărbători importante, cea a zilei imnului și ziua Râmnicului pe 20 mai. Acestea două pot fi ușor rezolvate în majoritate din sponsorizări. Pentru că știți foarte bine, este cald, oamenii vin să se plimbe, se poate bea o bere, sunt sponsori care sunt interesați ca să vină și să aducă bani pentru organizarea acestor spectacole. Iarna este extrem de greu să găsești sponsori, pentru că sunt doar cei care cu adevărat iubesc Râmnicul sau municipalitatea și vor să o sprijine, și atunci e extrem de greu să găsești, repet, sponsori pentru aceste două sărbători ale noastre, una obligatorie de sfârșit de an și cealaltă care este unică în România. Și atunci, de aceea am solicitat sprijin pentru a putea să le organizăm. E foarte frumos ca să poți să faci, dacă îți permiți, evident, și lucruri pe care râmnicenii să le aprecieze.